Putem să-i dăm. Bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi este domnul Vasile Alexandru, candidatul la funcția de primar al comunei Balta Doamnei din partea partidului Prahova Națiune. Bun găsit, vă spun. Bun găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Bun găsit și noastră și urmăritorilor trustului dumneavoastră. Bun, l-am invitat pe domnul Vasile Alexandru în studioul Observatorului Prahovean Live din două motive. Odată, este o emisiune de promovare în perspectiva alegerilor locale din 27 septembrie, dar are și o poveste interesantă de viață. Am negociat cu dânsul înainte de a intra în direct, poate reușim să abordăm și acele subiecte care, spun eu, sunt definitorii nu doar pentru un candidat la primărie, cât și pentru un om în general. Domnule Alexandru, în primul rând, o scurtă prezentare a dumneavoastră, pentru cei care nu vă cunosc în detaliu, să spunem, CV-ul, nu doar cel profesional, care este de asemenea interesant, cât și cel uman, să-i spunem așa. Pe scurt, vârstă, stare civilă, dacă aveți copii și, în de principiu, cum ați intrat, înțeleg, acum 4 ani în zona asta de politică-administrație. Am înțeles. Vă mulțumesc. Mă numesc Vasile Alexandru, sunt locuitor al comunei Balta Doamnei, sunt mândru de acest lucru, sunt căsătorit, am 39 de ani, de profesie sunt jurist. Cel mai important lucru realizat în viață până acum sunt cei doi copilași. Am un băiat de 12 ani și o fetiță de 10 ani. Indiferent de funcțiile pe care le-am avut, indiferent de funcțiile pe care probabil le voi avea în această viață, acest lucru va fi și rămâne cel mai important lucru realizat până acum alături de soția mea. Cum spuneam, de profesie sunt jurist. Într-adevăr, am avut un parcurs în viață pe plan profesional de care iarăși sunt mândru, am făcut totul pe spatele meu. Sunt în acest moment liber profesionist și am să vă spun și de ce, pentru că acum 4 ani, influențat de soția mea, care îmi spunea: cu toții vă pricepeți la fotbal și la politică, dar nici nu faceți nimic. Și de doi prieteni vechi de-ai mei, în acel moment, am hotărât să intru în politică, să intru în politică la modul în care să mă implic în viața comunității. În acel moment aveam parte de o carieră în domeniul financiar bancar, la una dintre cele mai mari bănci din țară, pentru că era un caz de incompatibilitate, a trebuit să renunț la funcția pe care o am ca să pot să candidez. Practic, jobul pe care îl aveați noastră în bancă nu vă dădea voie să candidați. Nu puteam să spun că fac politică pentru un anumit partid, că țin cu o anumită echipă de fotbal sau că am o anumită confesiune religioasă. Și ați renunțat? Bine. Am renunțat în precampanie tocmai pentru a putea să fiu candidatul. Asta presupune totuși că ați renunțat inclusiv la un salariu destul de motivant, nu? Am renunțat la tot ceea ce muncisem până în acel moment la vârsta care o aveam, la 35 de ani. Bun. Și ați luat decizia de a renunța la cariera asta în domeniul financiar bancar și a candida. În 2016, dumneavoastră ați candidat din partea unui partid foarte puțin cunoscut, da? Mai există acum pe eșichierul politic? Nu mai există. Da? Și în ciuda, să spunem, faptului că nu ați candidat din partea celor două partide mari și late cunoscute, ați reușit să aveți un scor foarte bun și să obțineți un mandat de consilier local, corect? Da, practic în acel moment am candidat la funcția de primar și am deschis lista consiliului local din partea acelui partid foarte mic. În februarie m-am implicat în politică. Pe 5 sau 6 iunie au fost alegerile, alături de echipa pe care o aveam atunci și mare parte din ea este și astăzi alături de mine. Am reușit să adun al doilea scor în comună, o comună condusă de 30 de ani de un partid politic. Am scos de stânga sau de dreapta? De stânga. Mai roșu sau mai galben? Roșu. De stânga, roșu. Nu știu dacă am voie să spun numele partidului. Ba da, puteți. Da, e vorba de PSD, nu? Da, e vorba de PSD. Iar primarul în funcție este membru PSD. Da. Okay. Am scos 30%
din sufragii, din voturile exprimate. Iarăși un lucru de care sunt foarte mândru și invit încă de la începutul acestei emisiuni pe toți locuitorii din Comuna Baltea Doamnei, indiferent de opțiunea pe care o vor avea pe 27 septembrie, să iasă la vot și să fim iarăși un exemplu pentru județul Prahova de prezență la vot. La localele din 2016 am fost peste 65% împreună prezență la vot și le mulțumesc oamenilor. Alegerile din acel moment ne-au dovedit că sunt niște alegeri reprezentative și asta e important să se întâmple și de data aceasta, indiferent de ceea ce vor considera că au de ales. Bun, ca idee, în momentul în care un cetățean dintr-o comună obține un scor atât de bun din partea unui partid necunoscut, e clar că stârnește interesul politic al formațiunilor politice, să spunem, importante, da? Totuși, astăzi sunteți oficial, v-ați depus candidatura la primăria Baltea Doamnei din postura de vicepreședinte al Partidului Prahova Națiune și, evident, președintelor organizației locale. Nu vă place nici PSD-ul, nu vă place nici PNL-ul, din moment ce ați ales pentru al doilea rând de alegeri să candidați din partea unui partid, să spunem, nou, mai puțin cunoscut. De data asta vorbim totuși de un partid 100% local, care nu are legătură da. Cu politica mare, să-i spunem, la nivel național. Da, să vă răspund pe rând la întrebările adresate. Chiar și săptămâna aceasta am avut abordări din partea partidelor politice care sunt în acest exercițiu. Să vă facă să candidați din partea lor. Nu mai știu ce să mă fac acum, că da, până acum a fost să mă facă să candidez din partea dânșilor. Sunt onorat de ceea ce mi s-a propus. Înseamnă că, într-adevăr, eu și echipa mea contăm. Le mulțumesc pentru confirmare. Este un gen de confirmare. Îi respectăm și pe dânsii. Noi nu contracandidăm cu nimeni. Noi nu luptăm împotriva nimănui la Balta Doamnei. Noi candidăm pentru cetățean, pentru noi, pentru copiii noștri și să mișcăm ceva acolo împreună cu toți ceilalți. Pentru că singuri nu vom reuși, indiferent că e vorba de mine sau de echipa mea, nu putem decât împreună. Indiferent de cum ne numim și de ce corolatură politică avem. Asta este ideologia noastră. Noi nu contracandidăm împotriva cuiva, ci candidăm pentru cetățean și să facem ceea ce avem de făcut, nevoile noastre pe care le avem acolo de rezolvat. Da, vin din partea partidului Prahova în Acțiune. De ce Prahova în Acțiune? Prahova în Acțiune este un partid înființat acum aproape, să zicem, ideea lui de acum 2 ani de zile. Sunt vicepreședinte, sunt alături de domnul profesor Mihai Apostolache. Încă de la ideea ONG-ului de Prahova în Acțiune, am pornit de acolo pentru că am stat de vorbă pe un 1 decembrie și ne-am spus, Mihai, dacă tot avem senzația despre noi că suntem niște oameni deștepți, că avem informații, că așa considerăm că facem, hai să și facem. Într-un cadru organizat, nu? Într-un cadru organizat. Și am plecat totul, am plecat forma unui ONG, o asociație Prahova în Acțiune. Primul proiect pe care l-am avut a fost acela de ambiția de a realiza ceva măreț și ne-am dorit să transmitem informațiile de drept administrativ, de contencios administrativ, de constituțional, de legătură cu presa, de comunicare cu presa și de comunicare în general, de vestimentație, de comunicare, limbaj verbal și non-verbal, către toți oamenii care doresc să se implice în viața politică, dar în același timp și către toți aleșii locali, indiferent de corolatura lor politică. Pentru că am pornit de la ideea că nu toți oamenii sunt răi sau rău intenționați în fiecare partid, ci nu au informația. Și acest lucru l-am observat în exercițiul meu din mandatul de consilier pe care l-am avut. Neavând informația, te trezești, iertați-mi abordarea, ca la teza la matematică sau la fizică când eram în liceu și eu ce fac astăzi? Nepregătit, da. Da, și atunci intervine frica de a iniția o dezbatere, de a iniția un proiect și atunci totul se subordonează către altă direcție, către altă instituție și nu mai poate exista progres. Am făcut lucrul ăsta pentru câteva sute de prahoveni care ni s-au alăturat, atât la sediul asociației noastre, dar și în locații din județul Prahova. Am fost foarte bine primiți în orice context. Mare parte din acești oameni ni s-au alăturat și s-a născut ideea unui partid, un partid care să nu primească ordine de la centru, de la București, un partid care să nu fie afiliat niciunei idei, nu știu, să fiu drăguț, niciunui aranjament, niciunui interes decât interesului local.
Sunt oameni care nu au mai făcut politică, majoritatea. Sunt oameni care au făcut politică, dacă despre mine se poate spune că am făcut politică pe un mandat de 4 ani, dar am făcut politică, facem politică în continuare. Suntem mândri de echipa care s-a format în jurul nostru. Fiecare om contează, fiecare om ne poate demonstra și să ne învețe câte ceva, pe noi toți ceilalți. Sunt oameni care vor să se implice în viața comunității dezinteresați și în același timp oferind propria lor lecție de viață. Pentru că, și aici vă întrerup, e clar că dacă dumneavoastră candidați din partea unui partid mic care nu are acces la resurse, funcții, cum i-ați convins pe prietenii, colegii dumneavoastră să se înscrie în echipa pe care o ales? Că de obicei când te duci la PSD sau la PNL sau la partidele balama, să le spunem așa, de fiecare dată se negociază funcții. Păi, dacă vii la mine, uite, soția ta va fi șefă sau ajung la nu știu ce instituție. La Prahova națiune e mai greu, adică nu prea aveți ce să oferiți din punctul ăsta de vedere. La Prahova națiune, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, să spunem că e mai greu. În realitate este mult mai simplu din punct de vedere psihic, moral. Noi nu avem fonduri de la stat. Noi ne autofinanțăm, tot ceea ce facem, facem curat, facem transparent, facem din banii noștri, din resursele personale și ale familiei noastre. Este extrem de simplu, contabilitatea este extrem de transparentă și de asta spun că e mai bine. Ca să vă răspund și pot să iau drept exemplu echipa mea din Comuna Balta Doamnei, sunt oameni, mare parte oameni care au fost alături de mine acum 4 ani. Pentru mine asta înseamnă loialitate, înseamnă o presiune pusă în același timp pe mine, pentru că eu trebuie să rămân același om dacă ei au venit lângă mine și au avut încredere. Ideea e că le-am spus, eu nu am ce să vă ofer pentru că nu am nici pentru mine. Eu nu pot să vă ofer funcția de sau nu știu ce să vă ofer pentru că nici eu nu am. Pornim din statutul de candidați. Sunt mândru să vă spun și să anunț că suntem primul partid politic din Balta Doamnei care și-a depus candidatura la primar, candidatură completă la Consiliul Local. Nu sunt decât două partide care au candidatură completă la Consiliul Local Balta Doamnei, noi și PSD-ul, că mi-a spus că puteți. Restul nu au. Asta spune că am reușit să fim organizați în această perioadă care a fost foarte grea, a fost o piatră de încercare, o testare pentru fiecare candidat în parte, măcar să reușești să-ți depui candidatura pentru tine. La un moment dat le spuneam colegilor mei, noi ne agităm să ne facem campanie, dar nu existăm, lăsați-mă să depun candidaturile. Și atunci s-a uitat la mine și a spus, ok, du-te, fă dosarele, spune-te ce trebuie să semnăm și depune. Ideea este că am o echipă de oameni liberi, de oameni care nu sunt legați de niciun interes, pe care nu îi sună nimeni de la partid. De 4 ani lucrez cu domn profesor Mihai Aposteloache, avem 3 consilieri locali împreună cu mine și le-am spus celor 2 consilieri, va suna cineva de la partid să vă spună să faceți sau să nu faceți? Nu. Ați sunat vreodată la partid să întrebați cum să faceți? Da. Și v-a răspuns la telefon? Da. Mai mult de atât nu am ce să spun. Bun. Asta este atitudinea. Spuneați dumneavoastră că de 30 de ani localitatea Balta Doamnei este guvernată de zona de stânga. Că e PSD, că s-a numit în trecut PDSR, etc. Da, da. Care sunt, să spunem, principalele obiective pe care dumneavoastră le propuneți alegătorilor, cetățenilor, astfel încât să-i determinați ca după 30 de ani să vă acorde încrederea în detrimentul, repet, al unui partid destul de important, plus că pe val este celălalt partid din capătul opus al eșichierului politic, noastră fiind undeva la mijloc. Care sunt principalele motive pentru care oamenii ar trebui să vă acorde dumneavoastră încrederea și echipei dumneavoastră și nu, eu știu, promisiunilor electorale făcute și de PSD și de PNL de-a lungul celorlalte alegeri? Da. Ambele tabere, și pe stânga și pe dreapta, noi le respectăm. Cu toții pornim pe 27 septembrie de la zero. Decizia este la alegător.
Nu la noi. Noi nu putem decât să ne oferim programele și să încercăm să le dezbatem cât mai bine și să-i facem pe oameni să înțeleagă de ce vrem, cum vrem și ce vrem pentru ei. Toate aceste programe izvorând practic din necesitățile și din discuțiile cu oamenii. Chiar dacă și noi suntem locuitorii ai acestei comune și noi avem deopotrivă aceleași probleme ca și ei. Deci, de ce considerăm că a fost nevoie de noi și de ce nu m-am regăsit nici în stânga, nici în dreapta? Pentru că stânga până acum, în 30 de ani, a avut oportunitatea, prin oamenii pe care i-a oferit la conducerea localității, că vorbesc doar de localitatea Balta Doamnei, mai departe nu vreau să intru în subiect, nu este neapărat obiectivul meu, au avut posibilitatea să demonstreze ce pot. Și cred că, fără să mai discut, fiecare cetățean vede în dreptul porții lui, vede în dreptul grădinii lui, vede mergând pe stradă ce au oferit aceste conduceri de 30 de ani. E foarte adevărat și trebuie să menționez că sunt și lucruri bune care au existat, care s-au realizat, care trebuie consolidate, care trebuie conservate, care trebuie duse mai departe. Nu vreau să discut doar în contradictoriu, pot discuta, dar nu ăsta este interesul meu, nu merg să contracandidez cuiva. Insist, noi vrem să facem administrație pentru cetățean, nu politică, nu o să mergem să punem presiune pe oameni, să-i amenințăm cu diverse lucruri, nu ne interesează acest subiect, tocmai acest subiect ne-a făcut să ieșim din starea de confort. De ce noi? Pentru că ne-ar fi fost cel mai bine să stăm acasă în această campanie cu soțiile și cu copiii noștri, să mergem, mai ales că e prima campanie suprapusă pe perioada de concedii, să fim în concedii. Noi am ales să stăm acasă, să mergem pe drum, să vorbim cu cetățeanul și în acest context deosebit de complicat de starea de COVID, da? Exact. Cel mai simplu ne era să stăm în banca noastră, ca să spun. Dar da, am ales să ne implicăm. Votul politic, să beneficiați de votul politic. Nu, sau să alegem și noi la rândul nostru, relaxați, da, că avem din ce trăi fiecare. Concret, dați-ne câteva exemple de proiecte pe care dumneavoastră le propuneți, da, pentru, haideți să-i spunem, modernizarea comunei, pentru că Balta Doamnei nu este tocmai o comună unde, să spunem, lucrurile arată ca un, cum ar trebui să fie, de fapt, în anul 2020. Din păcate mă forțați să vă dau dreptate. N-aș fi vrut să vă spun lucrul ăsta și o spun cu un of. Balta Doamnei este cea mai sudică comună a județului Prahova. Are pe jumătate graniță naturală râul Ialomița. N-avem munte și n-avem mare. În rest avem chiar și o delta acolo, să pot să spun așa. Este o comună cu 2200 de locuitori. Oameni foarte muncitori, care de la Sfântul Ion până la Sfântul Dumitru stau în solar aproape non-stop. De aceea se și numește Bazinul Legumicol Balta Doamnei. Balta Doamnei ar trebui privită și la nivel județean sau de către județ ca pe un capital, pentru că Balta Doamnei poate asigura necesarul de hrană, de legume, cred, lejer, pentru întreg județul Prahova. Numai că trebuie să fim ajutați, trebuie să fim întrebați ce nevoie avem. Principala problemă a comunei Balta Doamnei este aceasta a valorificării legumelor pe care oamenii le produc. Și așa le produc în condiții extrem de grele, indiferent de ceea ce auzim, se scrie, se citește, se vede la televizor. Vreau să vă spun că sunt unul de-al lor care vede foarte bine ce se întâmplă zi de zi. Legumicultorii din Balta Doamnei se chinuie să scoată legume cât mai bio. Se confruntă cu dăunători și cu boli și tratează aceste probleme cu tratamente din extracte naturale, care costă extrem de mult. Și apoi când ajung la piață să vândă un kilogram de roșii la un leu, credeți-mă că oricare dintre noi, nu vreau să greșesc, are nebunie. Această problemă este prioritatea numărul 0 pentru planul de acțiune pe care noi l-am compus și l-am oferit cetățenilor. Vrem să facem o piață la noi acasă, ca să fie mai aproape de cetățean, ca să nu mai plătească taxe de parcare în alte părți, la București, la Brașov, la Puchen, de exemplu. Da.
Și poate vrem să în facem... felul acesta eliminat și zona asta de speculanți, asta vreau să vă spun. Care oferă un leu la poarta legumicultorului și vinde roșia cu 5 sau 6 lei acum da, în piața pe platoalelor centrale. Și speculantul acesta, cum îl numiți, are rolul lui. Absolut. Chiar și bun, pot să spun. Absolut. Nu vreau, vreau să spun lucrurile pe nume și îmi place să discut în context. Vrem să facem un depozit frigorific astfel încât să mărim perioada de valabilitate al acestor produse cu 2, cu 3 zile, astfel încât să poată să tragă de preț fiecare legumicultor în parte, da. Pentru că pe asta se bazează samsarul. Vine, ți-a văzut roșia, începe să se înmoaie și spune pot să-ți dau un leu. Și atunci tu știi că mâine nu mai ai nici leul ăla și ești obligat, forțat de natură să-l vinzi. Și atunci ai pierdut. Piață, frigorific și mai e un lucru extrem de important. Legumicultorul nu mai trebuie să-și bată capul unde vinde, după părerea mea. Și așa nu mai iau oameni la muncă în solarie. Atunci trebuie să se implice autoritățile locale. Trebuie să se implice să găsească contracte cu mari retaileri și angrosiști. Una este să vină autoritatea locală și să negocieze pe post de autoritate locală cu angrosistul sau cu retailerul și alta este să vină o persoană fizică. În felul acesta, autoritatea locală poate să și garanteze un anumit volum de marfă, anumite termene, poate să ceară anumite termene de încasare și plată, da. Poate să ofere o anumită categorie de calitate. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Tot acest subiect va genera locuri de muncă. Pentru că, iarăși, să vorbim în contextul în care trăim cu toții, suntem la 22 de kilometri de reședința de județ, suntem la 40 de kilometri de capitala țării, la 2 kilometri de autostradă, la 5 kilometri de DN1. Suntem, Dumnezeu ne-a privilegiat din acest punct de vedere. Dar, iată, nici aviația nu mai funcționează, aviația, domnilor, nu mai funcționează, nu vom mai avea servicii în curând. Dacă prețurile vor fi atât de joase, dacă noi nu vom face nimic, nu va trebui niciun guvern, indiferent cum îl va chema și indiferent cum va fi, nu va avea timp de balta Doamnei. Pentru că vedeți foarte clar ce se întâmplă acum. De-aia nici nu mă regăsesc nici în stânga, nici în dreapta. Sunt numai calcule electorale. Câte voturi îmi dai tu mie la județ? Câte voturi îmi dai tu mie la președinția județului? Nu mă interesează cine e primar acolo, să fie cineva gospodar și chiar să vină să vă spun, băieți, liniștiți-vă, dați-vă mâna, indiferent în ce partid, v-ați scos sufragiile astea, dar puneți mâna și faceți treabă. Spuneați dumneavoastră de infrastructura rutieră. Mai sunt lucruri de făcut în balta Doamnei? Sunt foarte multe lucruri de făcut, chiar și în afara acestui plan de acțiune pe care l-am numit. Avem nevoie la infrastructură de canalizare. Avem o problemă. Avem apă curentă, dar unde o deversăm? Deja e o problemă de mediu. Norocul nostru că nu ne întreabă nimeni cât e ceasul, ca să spun așa, pentru că ne-ar veni multe amenzi. Avem nevoie, în principal, de canalizare. Avem nevoie de șanțuri, avem nevoie de podețe. Vecinii noștri de la Olari, vecinii noștri de la Gorgota, vecinii noștri de la Drăgănești, toți au reușit să facă aceste lucruri. De-aia vă spuneam la întrebarea dumneavoastră că, din păcate, trebuie să vă dau dreptate. Mă uit cu un pic de, nu știu dacă acesta e cuvântul, de ciudă, dar mă uit un pic cu inima strânsă, ei de ce au reușit, cum au reușit și noi de ce am rămas aici. Am să vă răspund și la întrebarea aceasta prin următorul punct pe care l-am, dar avem un drum, de exemplu, comunal care trebuie asfaltat astfel încât pentru satul Bâra să avem două intrări și ieșiri. În momentul acesta, de când există satul Bâra, o singură intrare, o singură cale de acces. Deci nu vreau să mă gândesc ce ar însemna o iarnă complicată, ce ar însemna un incendiu mare, ce ar însemna, ferească Dumnezeu, dar trebuie să le punem pe toate în față și să le oferim oamenilor acelora soluții viabile. Plus că acel drum comunal îi scoate la 500 de metri de nod rutier. Suntem privilegiați, avem nod rutier pe autostradă, noi și Snagor. Și nu poți să ajungi acolo. Nu poți, e macadam, nu vreți să știți. Trebuie să facem aceste șanțuri să curgă apa pe ele în direcția care trebuie. Nu invers. Avem pe drumul județean, avem treceri de pietoni nesemnalizate corect. Am avut, din păcate, copii, frați de-ai noștri, rude, care și-au pierdut viața pentru că dacă ar fi avut niște separatoare, niște limitatoare de viteză, ceva, lucrurile ar fi stat altfel. Nu trebuie să așteptăm toate lucrurile acestea. Vreau să vă spun că prioritatea zero pentru administrația pe care eu o propun este aceea de atragerea fondurilor europene. Practic este lucru care mie nu mi-a plăcut la administrația de
de 30 de ani încoace. Nu au făcut acest lucru, să înțeleg. Nu, nu avem niciun proiect scris, nu aprobat. Ori nu poți să stai la, la mila parteneriatelor județene. Chiar și bugetul județean și național este unul sărac. Nu discut că ne dă sau că nu ne dă. Nu au de unde. Consiliul județean are 103 copii pe care să-l servești primul și apoi, iarăși vă spuneam, din ecuația pe care o fac partidele mari, cât sunteți? 2200. Primim în consecință. Da. Nu suntem o comunitate cu 9000 de oameni să primim mult. Primești puțin. Nu spun că aceste parteneriate nu sunt bune, dar nu putem sta decât în cotele de impozitare și în parteneriatele primite. Și fondurile europene v-ar garanta un buget de investiții? Fondurile europene mi-ar putea garanta mie, ca administrator, posibilitatea să am curajul să mă apuc de proiectele mari, care sunt necesare. Trăiesc în 2020, alții fac un Boeing la Izmir în 7 zile, iar eu nu am canal. Bun. Mai sunt două aspecte pe care, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, da. Două aspecte pe care aș vrea să le, mă rog, să ne le explicați. Unu, o problemă frecventă în localitățile, chiar și cele, hai să spunem, mai puțin cele limitrofe Ploieștiului, dar cu cât te îndepărtezi de Ploiești, cu atât problema asta devine una stringentă, este vorba de accesul la servicii medicale, pentru că în momentul în care populația este majoritară vârstnică, e foarte greu să îi asigure accesul, nu știu, mai ales acum, în condițiile astea de pandemie, la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. Care este situația din punctul ăsta de vedere? Și un alt aspect pe care aș vrea să mi-l expuneți este viitorul comunei. Copiii, tinerii comunei, cam ce servicii, la ce servicii ar putea avea acces astfel încât să aibă șanse egale de educație cu cei de la oraș? Bun, o iau în ordine întrebărilor dumneavoastră. Este chiar al cincilea punct de pe programul nostru pe care îl oferim. Sănătatea. Toată această situație, acestui virus nenorocit care s-a abătut asupra întregii lumi, ne-a demonstrat cât de fragili suntem fiecare dintre noi, chiar și noi mai tineri, de ne considerăm de non-combat. Un lucru făcut bun în Comuna Balta Doamnei este un proiect început de domnul primar dascălu Vasile, Dumnezeu să-l ierte, continuat în acest mandat și finalizat, este un centru medical la Balta Doamnei. Dar, așa cum bine spuneați, nu mai am posibilitatea să mă duc într-un spital, pentru că mi-e frică să nu mă întorc cu altceva de acolo. Medicii de acolo au închis secții. Avem spitale, 2-3 deja în județ, suport COVID. Nu mai ai unde să te mai duci. Clinicile particulare, totuși pentru cetățeni, sunt destul de greu de ajuns la ele, din mai multe motive, financiare, ca drum. Evident. Dacă tot am o clădire mare, de ce nu o utilez cu ce trebuie? Avem acolo un medic stomatolog foarte bun, care oferă servicii foarte bune cetățenilor, dar avem o clinică care vine punctual și nu în fiecare zi, ba chiar în ultima perioadă fac am lipsit. Nu pot să le spun ceva acestor oameni, pentru că așa a fost făcut contractul. Am înțeles. Adică nici dânsii nu au vină. Și atunci, de ce să nu am cât un medic specialist? Dom'le, știm că marțea avem nevoie de... vine cardiologul, miercurea vine internistul, exact. Și așa mai departe. Pentru că spațiul există. Spațiul există. Îl ținem degeaba. Am fotografii de acolo cu iarba ieșită prin pavaj. Asta înseamnă că nu este folosit. Și te doare sufletul pentru că tot comunitatea a investit foarte mulți exact. Bani să existe, tot comunitatea investește zi de zi, lună de lună pentru întreținerea acelor spații. Bun, legat de cultură, de învățământ. Avem mari necesități pe partea de cultură. Și aici le-aș desface în două, cu acceptul dumneavoastră. Unul pe partea de educație, unul pe partea de locașuri de cult. Avem undeva la 235 de elevi, cu tot cu preșcolari și până la clasele gimnaziale. Împărțiți în două localuri diferite. Conducerea școlii este o conducere care și-a plecat atenția către necesitățile copiilor, a administrat destul de bine toate fondurile
așa mici cum am avut. Trebuie să spun că anul trecut Comuna Baltea Doamnei a avut un buget de 2.700.000 de lei, împărțit la 2.200, da, să vedeți că nu ai cu ce. De asta spun că avem nevoie de bani din partea cealaltă. Da. Sunt 24 de profesori, dintre care doar 3, un învățător, un educator și un profesor, chiar doamna director, sunt din localitate. Sunt probleme, oamenii nu ni le-au cerut, dar noi trebuie să le gândim înainte să ne le ceară. Sunt profesori care fac naveta de la Sinaia. Trebuie să le oferim o posibilitate astfel încât dânsii să nu se trezească la ora 5 să ajungă la 7:30 la Baltea Doamnei. Să fie odihnit, să poată să aibă starea necesară de a lucra cu copiii noștri. Da. De a-și face o meserie concretă. Școala arată bine. Sunt și alte spații de școală, mai sunt încă 2 școli, spații la Bâra, chiar și o grădiniță și încă una la Lacul Turcului, care sunt goale. Sunt acoperite și conservate încă din mandatul trecut al domnului Dascălu, dar ele sunt goale. Încă de acum 4 ani am propus un proiect de after school. Acest proiect, propunându-l în Consiliu, nu a fost bun. El a apărut anul acesta ca fiind inițiat din altă parte. Doamne ajută, e bine că se face, important e interesul cetățenilor, dar iată, într-o rectificare de la Consiliul Județean a primit un parteneriat săptămâna trecută de 2 miliarde, urmează ca săptămâna viitoare să-l votăm și îl vom vota în Consiliul Local, dar vedeți lucrurile nefăcute la timp. Dacă am fi avut un after school de acum 2 ani, de acum un an, ar fi fost în regulă. Vreau să vorbesc în context. Țin la acest after school să existe. L-am și eu chiar și acum. Am avut și acum 4 ani un proiect. Dar mă întreb, dacă eu nu sunt sigur, noi cu toți nu suntem siguri că deschidem școala normală în septembrie, cum să îngrop 2 miliarde într-un after school? Dar dacă l-aveam făcut și era în regulă, vedeți, asta pot să spun, astea sunt motivele care m-au făcut timpul să... Pierdut. Timpul pierdut. Avem 3 biserici în Comuna Baltea Doamnei. Suntem privilegiați de Dumnezeu. La Lacul Turcului avem o mică catedrală, invit pe toți respectatorii noastre să vină în zile de sărbătoare, titorită de Stelian Popescu, mâna dreapta lui Tache Ionescu, cel care a fost directorul ziarului Univers, ministrul justiției în 2 mandate în Partidul Conservator în perioada interbelică. Se numește Stelian Popescu. Are probleme cu instalația electrică. Putem risca orice. Pentru ce? La Baltea Doamnei avem o biserică titorită în 1861 cu o fundație de cărămidă în pământ. În acest moment există un proiect de 925.000 de lei pornit de un preot, nu știu de unde are atâta curaj, să-i dea Dumnezeu, cred că Dumnezeu îl ajută, nu știu, eu n-aș fi avut curajul acesta. Au făcut subfundațiile, au făcut subzidirile, au ajuns la cota zero, stă să cadă turla. Biserica din Baltea Doamnei își ține slujbele în căminul cultural. Noi suntem totuși o comună bogată din punct de vedere al nivelului de trai al fiecărui cetățean. Nu la nivel de buget local, dar al fiecărui cetățean. Suntem peste media județului Prahova. O spun cu spirit de patriotism local, poate chiar exagerat. Avem o lege din 2015 care nu ne mai lasă să să facem priveghiul morților noștri în casă. Avem nevoie de capele. Avem terenuri în curtea bisericilor. Nu fi, domne, un avion de făcut să facem cât o sală. Da, bine, aici ar trebui să intervină și autoritatea locală care să sprijine comunitatea. Aici spun, sunt foarte multe de făcut. Religioasă. Avem o bisericuță Sfinții Trei Ierarhi care vom vota în ședința următoare, pentru că e adevărat, actuala conducere împreună cu Consiliul Local au făcut demersurile necesare să putem interveni asupra acoperișului. O bisericuță de pe vremea lui Mihai Viteazu. Nu este niciun circuit turistic. Ne doare sufletul. E o bisericuță de lemn. Va fi și aceasta reabilitată. Sunt foarte multe lucruri de făcut, extrem de multe lucruri de făcut. Cu siguranță cei interesați de proiectele noastre au la dispoziție materiale informative și cred că vă pot contacta direct inclusiv pe Facebook. Am ajuns la finalul emisiunii, v-aș ruga un mesaj pentru locuitorii din Baltea Doamnei. Chiar vă rog să faceți acum acest Vă mulțumesc. Aș începe mai întâi cu câteva mulțumiri către cei din familia mea și cei din familiile colegilor mei.
rugându-i să ne mai îngăduie încă 40 de zile de lipsă după acasă, pentru că le promit că după aceste 40 de zile nu vom mai fi deloc acasă, vom fi pe teren, dacă vom câștiga alegerile. Vreau să rog cetățenii din Comuna Balta Doamnei să meargă la vot în data de 27 septembrie, indiferent de ce opțiune au. Vreau să le spun tuturor celor care mă cunosc că voi rămâne același Vasile Alexandru, care dacă promite ceva, va duce la bun sfârșit, indiferent de cât de greu va fi, și că vrem să facem o administrație pentru cetățean, nu politică. Altfel, am fi stat liniștiți acasă. Merităm să nu ne mai uităm la comunele învecinate, să întrebăm ei cum au putut. Putem și noi, avem oameni, avem oameni specializați, vom fi împreună cu fiecare cetățean, indiferent cum îl cheamă și de unde provine, vom pune osul la treabă și vom face astfel încât în comuna noastră să fie acolo unde trebuie să stea. Vă mulțumesc, domnule, Alexandru. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune și multă sănătate!